România nu este de acord și nu va aplica măsuri antidemocratice împotriva regulilor internaționale, câini de pază, garduri electrificate și armată. E o rușine pentru Europa secolului 21 să recurgă la metode de acum de 100 de ani și cred că împreună, ca membri ai Uniunii Europene, putem să gestionăm o problemă uriașă care, sigur, nu e, pentru care nu era nimeni pregătit. Însă și mâine în CSAT vom discuta toate datele și pozițiile României, președinte, guvern, vor fi coordonate pe plan european și pe plan național.